Salutare și bine ați revenit pe canalul Grile Rezidențiat. De ce mă bâlbui când zic Grile Rezidențiat? Înainte de a începe, vreau să încep să vă fac cunoștință încet, încet cu câte un membru al familiei Marsilian. Al familiei Marsilian, zisei. Ah! Cu câte un membru al echipei Marsilian și voi începe cu omul din spatele camerei. Spatele camerei. Voi începe cu omul din spatele-i camerei. Ce am cu spatele-i camerei? Și voi începe cu omul din spatele camerei. Nu se poate. Vrei să mă dau din spatele camerei? Nu! Care sunt minusurile în această specialitate și multe altele. Multe altele. Nu e ok. Din easy body. Care sunt cele mai bune centre de pregătire? Care sunt minusurile în urologie și mult mai multe? Să-i dăm drumul. Încercăm bucata asta odată, că este și pregătire în loc de pregătire. Ce zisei? Pregătire. Salutare! Bine v-am găsit la podcastul Grile Rezidențiat. Nu se poate. Salutare! Bine v-am găsit la podcastul Grile Rezidențiat, dedicat studenților și proaspeților absolvenței facultăților de România din țară. Suntem gata. Aici Cătălina, hostul vostru, medic rezident pe dermatologie și specialist în... Nu e specialist, este viitor specialist. Este viitor specialist. Știm cât de copleșitor este anul 6, mai ales pentru cei care încă nu și-au decis nu. Știm cât de copleșitor este anul 6. Știm cât de copleșitor... Tu! Mă scuipai! Aici Cătălina, hostul vostru. Salutare, bine ați venit la... Bă, ce-am? Rezident anul 3 pe neurologie într-una din clinicile din București și absolvent al UMFF Carol Davila. UMFF. A comunității Rezidențiat Plus și a celor două podcasturi, Kidney and the Brain și Medicinistul Multipotent. Să-i dăm drumul. Să-i dăm drumul. Yes! Bine. Salutare și bine ați venit la podcastul Grile Rezidențiat, podcast dedicat vouă, celor care sunteți indeciși, da. Podcastul Grile Rezidențiat, podcast dedicat vouă, celor care sunteți indecis cu privire la ce specialitate să vă alegeți la rezidențiat după terminarea rezidențiatului. Nu e ok, că nu se termină rezidențiatul. Aceasta în prezent este chairman al societății... Nu! Este chairman al ce? Societății Europene de Ultrasonografie. Deci mi se pare atât de greu de spus asta. Ultrasonografie. Nu, chairman al societății de studenți din cadrul... Al comitetului, nu. Chairman al comitetului de studenți. Chairman... Societății Europene de Ultrasonografie, dedicat celor care urmează să dea examenul de rezidențiat și sunt curioși cu privință la diverse specialități. Nu este ok. Ce privință, am spus? Ce nu! Cu privință? Cum este rezidențiatul pe psihiatrie? Ce provocări întâlnește în comparație cu alte comparații? Nu se poate! Rec! Salutare și bine ați venit pe canalul Grile Rezidențial! Pe Te invit să aflăm astăzi împreună cu medicul specialist dr. Elena Popa. Nu... Dar să revenim. Te invit să aflăm astăzi în episodul împreună cu medicul specialist dr. Elena Popa, cum este rezidențiatul pe dermatologie? Lasă-mă pace! Cum este rezidențiatul? Nu e bine, Doamne Sfinte, nu e posibil, nu mai pot, am obosit, nu mai vreau. Ia o pauză. Ce competențe și supra-specializări existe? Există? Nu mai mult. Acum este rezidențiatul pe dermatologie. Ce specialități? Deci nu e posibil. Eu sunt de prostie rară. Deci nu mai pot. Ce competențe și supra-specializări există? Există? Ce competențe și existe? Deci nu. Cum este rezidențiatul pe dermatologie? Ce competențe și supra-specializări? Specialitări. Lasă-mă. Ce competențe și supra-specializări? Ce competențe și supra-specializări există? Supra-specializări, Cătălina, supra-specializări. Da, gata. Deci ultima e cea bună. Gata și scăparăm. Uite, s-a fost pe rec? Uitai.
Nu mai eu știu. Sunt Cătălina, nu, 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 e aia înainte de a începe. Dar chiar, eu nu m-am mai prezentat. Eu nu m-am mai prezentat! Ce? Eu nu m-am mai prezentat! Ce specialități? Nu, nu ce specialități, Cătălina. De câte ori ai zis propoziția asta și cu toate astea nu se poate. Care sunt programele? Programele de reconstrucție la nivel național. Ce competențe și supra-specializări există? Ce oportunități de cercetare și de angajare post-rezidențiat avem și multe altele. Să-i dăm drumul. Mai tragem o dată, că zisești. Ce este presupune? Nu e sigur între este sau presupune. Te rog să nu mai ragi în microfon. Doamne! Uite, ce s-ar fi întâmplat acum? Nu sunt de... jos! Ok. Yes! Gata! Idoma!